Aici vedem Colegiul Tehnic de Arhitectură pe strada Occidentului. La capătul străzii e clădirea asta înaltă. Pe aici trece troleibuzul 79. Stația este puțin mai în față, nu departe. Deci dacă vrem să venim la liceu, coborâm în stație la McDonald's și mergem un pic în spate și intrăm aici la liceu. Deci troleibuzul 86 mai trece pe aici, troleibuzul 65. Iată strada Occidentului. Și puțin mai în față există și un cămin de bătrâni. Iată căminul de bătrâni de pe strada Occidentului, Luxab. Asta este clădirea, așa arată. E o clădire nouă, frumoasă. Presupun că sunt bine îngrijiți. Iar aici, din ce știu, este căminul studențesc din Occidentului. Iar în fața liceului, liceul se vede acolo în spate după cămin, iar în fața liceului este această clădire cu arhitectură interbelică, așa destul de atractivă ca și aspect. Tot pe strada Occidentului suntem, iată un gard cu iederă și o clădire cu iederă, uite tot peretele ăsta și toată clădirea e plină de iederă. Ia uite ce frunze proaspete și fragede, ai zice că sunt spălate cu detergent, uite că sunt de strălucitoare, ele arată așa doar pentru că sunt tinere și fragede. Uite. Un gard plin de plante agățătoare. Ia uite ce lucioase și frumoase. Sunt frunze tinere și încă n-a apucat praful să se așeze pe ele. Suntem în aprilie, astea abia au ieșit de câteva zile. Și au crescut, uite-te la ele cum arată. Strada Occidentului, un imobil de locuințe. Mai vechi, mai interbelic, așa se făcea. Uite, căminul ăsta este mai nou, clădirea asta. Clădirea asta este mai veche. Este de... Așa se construia înainte, ușa de intrare arată în felul ăsta, la blocuri altfel. Iar aici avem strada Ecaterina Teodoroiu, care se intersectează cu Occidentului. Iată și arhitectură mai deosebită. Casa lui Moise, tot pe strada Occidentului se găsește. Asta este, wow, sticlă și modernist, pe lângă clădiri mai vechi. Și astfel, din strada Occidentului, am ajuns în rondul cu Păpădie, unde începe strada Moxa. Acolo sunt cămine studențești, cele din Moxa. Aici, în rond, există un mic parc și fântână arteziană. Din pace avem școală. Recital de oboi, Sabin Iordache, insuflu, recital cameră, foarte multă muzică aici, conferințele Ateneului. Pentru că ne aflăm la Colegiul Național de Muzică George Enescu, sectorul 1, București. Deci această zonă este îmbăxită de muzică, să zic așa. Chiar aici, la sensul giratoriu, la Păpădia de Apă. Acum nu vedem Păpădia de Apă pentru că este rece. Nu știu dacă sunt 10 grade, maxim 12, dar vara există. Iar la liceul de muzică aici ascultăm acorduri de, nu știu ce, pare flaut, pare, nu flaut, ceva, nu știu, instrumente de suflat. Nu știu dacă este înregistrare sau cineva exersează. Este de înțeles la liceul de muzică. Zona asta văd că este îngrijită, frumos amenajată, înainte se întâmpla să fie mai tăvălită, acum arată mult mai bine.